problemă. Da, da. Cu rapidulețul ce facem? Păi, răbdare. Dacă n-a fost să fie și umodic, acum avem antrenori nou, avem conducător nou, avem director sportiv nou, avem patron nou, pentru că e nou. 2 ani de zile în urmă nu se pun că nu a condus domnul Șucu. N-au cum, orice e minune. Orice se întâmplă de aici încolo e minune în următorii 2 ani. Echipa, transferurile au fost modeste, bine că n-a plecat Rahmani deocamdată și sper să nu plece, ar mai trebui încă unul sau doi de valoarea lui. O să, pe perioada de vacanță, spun eu, de pregătire, n-a fost una completă, pentru că, în afară de partea fizică, cred eu că stă bine, au ratat-o din punct de vedere al strategiei, al modului cum joacă, cum au pregătit jocul, pentru că încă nu se înțelege bine. Au jucat la UTA super defensiv, au venit cu CFR-ul super, super ofensiv, a încercat un mixt cu Petrolul și a văzut ce a ieșit. Urmează și alte încercări, dar să le faci în timpul campionatului cam târziu. Eu n-aș fi acceptat lucrul ăsta, oricum n-aș fi acceptat să joace în formula asta. Cred că i-aș fi dat un pic peste mâini antrenorului și prin... Adică dacă i-aș fi dat lui Lennon peste mâini? Nu, în sensul, nu vorbesc de nume, vorbesc în general, eu ca președinte, dar eu cunosc fotbal. Nu oricine știe fotbal, aș fi spus, băi, eu sunt echipă de obiectiv, eu trebuie să dau gol. Mie îmi pregătește echipa super ofensiv, trebuie să dau un gol mai mult ca adversarul. Adică Viorel trebuia să se implice, Moldovan, că el e președinte, să se implice mai mult în discuțiile cu Lennon? Păi Viorel vine dintr-un super atacant. Uh-huh. El poate să înțeleagă că echipa nu e dimensionată raportat la obiectivul care l-au tot spus. Uh-huh. Adică nu poți dai gol cu Brown. Sau cu Săpunaru, etapă. Minutul 60. Nu poți să dai gol cu ei. Sau cel puțin nu trebuie să cauți să dai gol cu ei. Trebuie să cauți să duci mingea către atacant. Și el să finalizeze acolo, una la una. Adică nu... Asta nu văd. Dar, repet, mai întreba ce se întâmplă. Cred că trebuie răbdare. Răbdare și răbdare și să se mai termine cu mult trâmbițatele obiective, intrăm în play-off și atacăm primele locuri, luăm un titlu, jucăm în Europa, nu se poate anul ăsta, poate la anul, dar cu certitudine al 3-lea an de aici încolo, poate să, mergând cu investițiile astea așa la foc mic și fără randamente. Cum vi se par transferurile noi jucători? Modeste și nici transferurile lui FCSB-ului nu sunt transferuri pentru obiectivul pe care și l-au pus, dar la Rapid cu atât mai mult, adică modeste, chiar modeste. Văd că totuși un Ștefănescu a venit la FCSB, dar a plecat Coman, deci ca randament ofensiv nu știu ce să zic. Deci, și Ștefănescu care tabula rasa până acum. Dar Ștefănescu nu mai are spațiile când joci la FCSB pe care le aveai când jucai la Sepsi. Nu mai ai spații, nu mai poți să te manifesti tu așa cum vrei. Păte, nu vine nimeni să joace cu Steaua, cu FCSB-ul, cum juca cu Sepsi. Sau cel puțin marea majoritate. Nu, vin și se așează. Stă, nu mai poți să te să schimbi complet modul tău de a te manifesta în teren. Dar să revenim și la Rapid. Deci undeva transferuri... Chipzuite, ca să nu zic altfel. Chipzuite, așa. Am înțeles. Jucătorii par să nu înțeleagă sistemul lui Lennon, ca așa pare. Nu, că nu-i vorba de să înțelegi. Nu mai sunt jucători care să-i schimbe acum. Ei vin după un juniorat, după o participare în anumite campionate. Ei au niște automatisme. Nu, tu trebuie să așezi puzzle-ul. Tu trebuie să vii să așezi echipa funcție de jucători care nu poți să îi schimbi acum. Cum i-am văzut la echipa națională de multe ori selecționeri care îi cheamă, îi aduce la echipa națională și le schimbă poziția în teren față de echipa de unde sunt aduși. Nu se poate așa ceva. Uh-huh. Și le nu trebuie să gândească, dacă vrea să rămână pe sistemul ăsta, trebuie să gândească că este un sistem care poți să așezi super defensiv sau super ofensiv. O, dacă ai obiectiv să câștigi, trebuie să dai gol. Du-te cu jucători, fă sistemul ăsta cu 3 fundași centrali, dar fundași să ai și viteză, și înălțime, și viteză, ca să poți să compenseze lipsa celui de-al patrulea, pentru că de multe ori te prinde descoperi ceea ce s-a întâmplat și chiar acum la Petrolul. Aia, deci trebuie să ai anumită calitate la fundași. Benzile trebuie să-ți facă un travaliu enorm, enorm și să-ți facă... Bun, dar nu înțeleg și Viorel, de ce nu-i spune lucrurile astea lui Lennon? Că eu nu pricep asta.
Nu se știe dacă îl spune sau nu. Nu știu ce îi spune, nu știu, e venit de curând. Nu știu cât de mult se implică sau nu se implică, nu știu care e fișa postului, cine o știe. Eu știu că cel care conduce e Dan Șucu. Și nu știu dacă el are capacitatea de a discuta tehnic cu antrenorul. Eu nu-l lăsam, eu jucam 4-4-2. Uh-huh. Eu, rapid, așa cum arată astăzi lotul, jucam 4-4-2. Adică eu impuneam treaba asta, deși la mine, la Timișoara, toate grupele, de la copii, de la cei mai mici, jucau identic. E bun, și în ritmul ăsta în care nu vezi nicio luminiță, Lennon o să reziste cu acest sistem care pare că nu e ok, care pare dereglat? O să reziste? Că nu e. Vine sepsii, domnul Iancu. Vine sepsii. Horia, acum toată lumea se califică la locul de muncă. E clar că se adună experiență. Și Gigi Becali de azi nu mai e Gigi Becali de acum 20 de ani. Bun, au trecut 20 de ani, o să-mi spui. Rapidul n-așteaptă 20 de ani. Nu. Dar lucrurile se așează. Ușor, ușor se vor așeza. Problema e care este nivelul de randament. La ce medie de puncte o să scoate într-un campionat care e o competiție lungă. Or, ca să-și atingă obiectivul, trebuie să apropie de 2 puncte pe meci. Ceea ce va fi foarte greu, trebuie să dea gol. Deci trebuie să schimbe echipa, să o facă ofensivă. Nu știu dacă o va face. Eu sper că o va face. Eu încă observ. E clar că nu se poate schimba nimic până în iarnă. Poate să mai vină un jucător, doi, nu știu dacă în piață e cineva care să-l caute. Păi și o să fie răbdare până în iarnă? Dacă discursul nu va fi unul supra-dimensionat, dacă discursul lui Șucu, când va veni din nou și va veni în fața voastră și va spune, domne, construim, ne-am reorganizat administrativ, sportiv, am luat-o de la zero cum a venit din vara asta. Aveți un pic de răbdare, încercăm, hai să atingem întâi play-off-ul, după aia vedem, încercăm marea cu degetul. Dacă discursul va fi ăsta, suporterii vor avea răbdare. Dacă discursul va fi unul triumfalist și facem, dregem, atunci se vor inflama spiritele și se vor întâmpla. Și Lennon va fi greu să reziste. Absolut. Da, da. E clar lucrul ăsta, da. Nu știu, vedem ce o să fie. Lucrurile sunt complicate, n-arată deloc bine rapidul. Chiar da, n-arată... cuvântul de ordine e răbdare. Dacă va fi înțelepciunea necesară să nu se vină cu benzină unde-i foc, pentru că e foc un pic acolo, să nu se vină cu benzină. Uh-huh. Să se vină cu apă, să-i stingă focul, să avem răbdare. Dacă nu facem lucrul, discursul lui Angelescu n-a fost unul, l-am văzut public, cel de ieri, parcă nu știu pe la ce emisiune, da. N-a fost unul, așa să spun, mediu. A cam pus gaz pe foc, așa. Ceea ce înseamnă că e ceva acolo, totuși și la nivel de administrație și la nivel... A pus puțin gaz, a pus Angelescu, așa este. Da, deci s-a simțit. Cine a avut urechi să audă, a auzit. E clar că nu le convine că au fost scoși trecuți în linia a doua, dar meritau să fie trecuți pentru că rezultatele lor au fost un loc 5 și un loc 6. Uh-huh. Adică se mergea din rău în mai rău. Bun, întrebare. Ceea ce... De cel mai bași pe Săpunaru, minutul 60? 68. Cam asta va fi soluția. Păi nu, dar de ce îl bagi? Îl bagi practic la alibi să nu mai ai și problema asta după meci, că nu l-ai băgat pe Săpunaru? Că mie mi s-a părut o schimbare la alibi a lui Lennon. Nu cred asta. Nu cred că are ceva cu Săpunaru. Nu, sincer, nici el nu cred că din analiza lui proprie a ajuns la concluzia că are ceva cu el personal. Nu. Cred că e vârsta. E dorința, dar nu început. Pe bun, și îl mai bagi, nu mai bine îl ții și spui, bă, eu nu mai contez pe tine. Dar nu e vorba că nu mai contează. Contează când simte că are nevoie de el. Și eu asta cred. Adică și eu, dacă aș fost conducător, nu aș, cum să spun, aș aprecia totuși și aș discuta cu el și i-aș spune, avem nevoie de tine din punct de vedere al vestiarului, al mentorului grupului de jucători și de câte ori o să avem nevoie de stabilitate, de echilibru, de când va simți antrenorul nevoie, va apela la tine, tu doar trebuie să fii și probabil pe fondul de oboseală al adversarului, ceva după minutul 60, poți să apelezi la el pentru că el vine proaspăt și poate să facă față 100% competiției. Dar, repet, am vorbit ca un om din afara, da, am înțeles. Grupului din afara grupului a echipei, e ceea ce văd și ceea ce aș făcut și eu ca și conducător. Aș fi... Te ascult, Șumi. Nu, cu tot respectul, domnul Iancu, din punctul meu de vedere, cel al antrenorului, Șumudică,
momentul de față, valoric, Săpunaru nu are cum să lipsească din primul 11. Da, sunt de acord cu tine, pentru că și eu am zis, de exemplu, am făcut o comparație între el și la FCSB, cum îl cheamă? Chiricheș. Am spus că Săpunaru astăzi e mai bun decât și decât Chiricheș și nu face atâtea gafe ca, precum Chiricheș. Dar eu am răspuns doar la întrebarea lui Horia, ce s-a întâmplat cu el de nu l-a băgat în minutul 60. Și asta a fost și din 68, am urmărit atent, da. A intrat în minutul 68. Pentru mine, da. Pentru mine, în momentul în care era 1-0, strict, deci, eu vreau să fac o paranteză aici, că eu orice aș spune despre Rapid, toată lumea interpretează că bag bățul în gard, că spun nu știu ce sau nu. Am tăcut din gură, n-am vorbit, indiferent că a fost ales alt antrenor, respect decizia domnului Șuc, este decizia dânsului, nu vreau să intru nicio polemică, dar în momentul în care este minutul 68 și tu, primele două schimbări sunt Borza cu Mikovski, adică fundașul lateral, care în opinia mea și ceea ce a spus și dumneavoastră, în acest sistem 3-5-2 sau 3-4-3 care îl joci, benzile sunt și interii, sunt cei mai importanți și care trebuie să alerge cei mai mult, cel mai mult. El vine cu două schimbări, îl schimbă pe Mikovski din bandă stângă și îl bagă pe Borza, primele două schimbări defensive și îl bagă pe Săpunaru în locul lui Blažek, la 1-0. N-am înțeles și nici nu pot să înțeleg niciodată de ce nu schimbi nici sistemul și nu ai varianta B și rămâi în trei fundași central. El a continuat cu Săpunaru în zonă centrală, l-a dus pe Brown, l-a coborât din bandă dreaptă, l-a făcut fundaș central dreapta și în stânga a rămas cu Iacob. Deci, din punctul meu de vedere, adică n-a riscat nimic, era 1-0, practic a continuat. Dar este mentalitatea fiecărui antrenor, strategia dânsului, nu știu, el gândește ce mai. Dar eu nu vreau să mai vorbesc foarte mult de Rapid și mi-ați dat șansa acum să vorbesc și cu dumneavoastră și chiar vreau să ies un pic din subiectul ăsta, fiindcă simt și primesc și mesaje și că orice ați spune, dar îmi fac doar meseria. Eu n-am absolut nimic nici cu Neilenen, n-am absolut nimic nici cu Rapid, nici cu domnul Șucu, chiar n-am absolut nimic cu cei care activează în momentul de față la Rapid, doar îmi spun doar pur și simplu... Doar îți pasă de Rapid. Da, îmi pasă de Rapid și îmi spun pur și simplu ceea ce văd la televizor ca și, bine, ca și analist. Bine, până una alta, Rapidul e, sunt campion la comunicate, domnul Iancu, da? La comunicate se mișcă bine. Da, au dat și ieri un comunicat lung, domne, nu ne mai atacați, a devenit o modă să fie atacat Rapidul, așa. Cred că Lennon mai rămâne la Rapid, așa, dacă aș fi să fac o predicție, preț de 1-2 comunicate, cam așa, cred că mai rămâne Lennon la Rapid. Cam așa mi se pare, știi? Dar v-am zis că au dat ieri un comunicat, facem scut în jurul antrenorului. Domne, este la modă să dăm în Rapid, nu dă nimeni niciun Rapid. Nu joacă echipa nimic, ce să mai exagerăm atât. Vedem toți cu ochiul liber, sunt convins că vede și Șucu, sunt convins că vede și Angelescu, sunt convins că vede și Lennon, domnul Iancu, lucrul ăsta, că doar nu fi un om nebun. Da? Nu, pur și simplu analizăm. Dar v-am zis campion la comunicate, ceea ce e un pas înainte. Asta nu e rău. Totuși, e bine că încep să fie campion la ceva. Horia, dacă va continua experimentele în timpul campionatului să caute formula cea mai bună, pierzând în continuare puncte, este clar că la un moment dat se va aprinde pe Curoșu. E clar că va pleca Lennon. Ce se va aprinde pe Curoșu? Dacă va găsi... Deși, acum știți cum e, aici e și o chestiune, pentru că Șucu acum e într-o postură, cum să spun, delicată. El a girat, l-a girat pe Lennon, el l-a adus, este all-in în momentul de față patronul Rapidului cu Șucu. Domnul Șucu cu, cum îl cheamă, cu Lennon. Eu îl înțeleg și pe domnul Șucu. Bagi atâtea milioane, ai vrut să faci o revoluție, pentru că Șucu a vrut să facă ceva bun pentru Rapid. Așa gândește domnia sa. A vrut să rupă toată, scuzați-mi expresa, și chiloțăreala asta cu rapidismul, da? Cu o grămadă rapidiști care nu făceau nimic pe acolo și doar că erau rapidiști, frecau manganul prin Giulești și luau salarii de ani de zile și așa mai departe. Și omul a vrut să facă altceva.
ca în fotbalul mare, s-a gândit domnul Șucu. Și vă dați seama că e greu și pentru Șucu când se uită. Bă, l-am adus pe Leno, nu joacă nimic echipa. Și nu asta e problema, domnul Iancu. Nu vezi nimica, adică nu vezi vreo luminiță, vreo scânteiuță, vreun scăpărici. Adică arată rău Rapidul. Asta e problema, că dacă de la meci la meci urca un centimetru, ziceai, da, domne. Ce credeți, domnule Iancu? Că Șucu nu vede lucrurile astea? Domnul Șucu nu le vede? Credeți? Dar vă dați seama, el este all-in cu Lennon. Doar nu poate să-l dea mâine afară pe Lennon, Șucu. N-ai cum. Nu are obligația să continue. Exact. Are obligația să caute soluții alături de antrenori, poate chiar investiționale, să complete, să vină în... Are obligația să se bage și peste antrenor sau nu? Nu să se bage, că nu are competența. Nu, să-l tragă de mâne, că nu să-i spună cu cine să joace. Să discute. Să-l tragă de mâne, că am zis foarte corect. Împreună cu Moldovan, împreună cu celălalt director sportiv, nu-l cunosc și nu știu ce capacități are el. În fine, dacă e om de încredere al lui Șucu, să-l asculte. Să se așeze la masă, să întrebe, domnule, vrei să continui în sistemul ăsta, spunem, față de obiectivul. Adică să-l bage într-o ședință, cum se zice, nu? Probabil și sunt lucrurile astea, dar obligația lui Șucu astăzi, și vorbesc și eu ca și conducător, este ai ales, ai consolidat o echipă administrativă, sportivă, ai obligația să vii cu bani, să ajuți în continuare la dezvoltarea, la așezarea echipei, la completarea lotului, în vederea... Nu, dar n-are, și Șucu, ar fi ridicol Șucu să dea vreun semnal că e nemulțumit de Lennon sau după trei etape, ar fi ridicol. Horia, nu, trebuie să spui adevărul. Trebuie să spui adevărul, domne, sunt probleme. Am pregătit ceva în pauza, în vacanță, altceva în campionat, nu se potrivește, trebuie să ne mișcăm cât mai e mercato, să vedem ce facem, schimbăm, nu schimbăm, aștept de la soluții și aștept să văd cu ce pot eu să vin în întâmpinarea lui, să-l ajut să treacă mai departe, să depășim situația în care suntem, dar spus lucrurilor pe nume, nu comunicate așa undeva mediocre, medii, așa, domne, hai să stingem un pic focul. Nu, soluții, dar soluția pleacă în principal de la detectarea cauzei. Bun, vă întreb, domne, ceva, hai să vă întreb ceva. Dacă Lennon pierde în Giulești cu Sepsi, dacă ați fi patron, l-ați da afară? Și atenție, și pe același fond de joc slab, haotic, neconvingător, că contează și asta, că poți să pierzi în Giulești în minutul 94, să joci extraordinar, să ai așa. Nu, pe același fond și dacă pierzi și din punct de vedere rezultatului, dumneavoastră l-ați da afară pe Lennon? Nu, e prea devreme. E prea devreme și sunt prea multe noutăți în acest plan, în acest orizontal a clubului, începând de la administrație până la sportiv, până la lotul echipei. Sunt prea multe lucruri noi ca să încep de undeva. Nu, aș căuta care este cauza, aș încerca să vin în întâmpinarea ei, să o anulez, să vin să completez lotul, să discut cu antrenorul și dacă el persistă eu știu, într-o soluție care nu dă randament, atunci l-aș da afară. Dar deocamdată e prea devreme, e mult prea devreme și cred că trebuie să continue. Îmi pare rău să spun lucrul ăsta, pentru că eu îmi doresc rezultate la Rapid și sper să-l aibă, dar e mult prea devreme să destructureze de la nivel de central, să zic așa, sportiv, echipa astăzi, până nu s-a încercat toate soluțiile ca da, să e clar, da. Am priceput, Doar o secundă. Ai jucat defensiv cu UTA, ai jucat ofensiv cu CFR-ul, ai încercat o varză cu Petrolul. Hai să vedem următoarea. Trebuie să văd ce face. Dacă el e logic și modifică și schimbă și se vede o creștere ușoară în randamente și încep să se adună puncte, da, dacă văd că se persistă în greșeală și nu există soluție cu care eu să vin și cu care el să vină să îndreptăm, atunci ne despărțim, clar. Mulțumesc mult pentru toată analiza, domnul Iancu. Vă mulțumesc.